ianuarie din 2010 este nu numai ziua în care noi celebrăm acest poet pe care și George Călinescu l-a numit cel mai mare poet al poporului nostru, pe care Constantin Noica îl denumește omul de plin al culturii românești, conștiința de cultură care integrează totul, omul pe care Petre Țuțea, genială formulare, spune că este o sumă lirică de mari voievozi români. Eminescu. Eminescu, cel care, spuneam că din 2010, grație efortului pe care l-a făcut Academia Română, pe atunci era președinte domnul Eugen Simion, se suprapune cu celebrarea culturii românești. Mai mult, din 2013 este și ziua în care celebrează cultura națională și românii de dincolo de Rud. Iată cum Eminescu reprezintă românitatea în sensul deplin și cum românii și acum, indiferent de granițele pe care politicianismul le așează, știu să-și recunoască valorile totem, valorile fundamentale. Pentru că asta reprezintă Eminescu. Mai mult poate decât oricare alt creator. Și lucrul acesta nu este spus de noi, această adunare intimă. Lucrul acesta a fost recunoscut chiar și de contemporan, că asta este cel mai greu. Să fii recunoscut de contemporanii tăi. A fost recunoscut de mari gânditori ai perioadei interbelice. De ce spune Mircea Eliade despre Eminescu? Spune că ne-a condamnat la eternitate, la nemurire, că ne-a condamnat la a fi originali și intraductibili. Niciun alt creator nu reușește să dea aceste cuvinte intraductibile, dor, doină, valențele pe care le capătă în opera eminesciană. Vedeți, din nefericire, și aici vă vorbesc în cunoștință de cauză, că am deja niște decenii la catedră, programa nu ne permite să îl prezentăm pe Eminescu așa cum s-ar cuveni. Și lucrul acesta se întâmplă chiar și la universitate. Ajung informații infime la actuala generație în ceea ce privește publicistul Eminescu. El este cunoscut, da, ca marele poet, este adevărat. Ne-a lăsat sute de pagini. Din cele 17 volume despre care ați amintit și dumneavoastră, publicate prin grija Academiei Române, care de altfel cântăresc circa 50 de kilograme, aceasta este munca uriașă pe care în existența atât de scurtă ne-a lăsat-o Eminescu. Și dacă stăm să ne gândim că de pe 28 iunie 1883 el a fost anihilat social, a fost cu forța adus la azil, nebunul în rostirea adevărului, dacă tot este să folosim sintagma pe care s-au folosit ei pentru a-l duce în acel spațiu pe Eminescu, dar ne-a lăsat, ne-am o zestre spirituală monumentală. Mii de articole. Culmea este că v-am vorbit de recunoașterea în contemporanitate, păi el era cunoscut în contemporanitate, în special prin panelul de gazetar. Pentru că era profund implicat, așa cum a spus și dumneavoastră, în tot ceea ce însemna viața socială, în politica românească. Nu a făcut politică.
foarte bine ascultat dumneavoastră, deși a scris într-un ziar al Partidului Conservator, deși ar fi trebuit în această calitate să fie și el ceva mai potolit, că tot i-a spus Petre Carpai potoliți-l pe Eminescu, la lui Titu Maiorescu, și l-au potolit, el nu a vrut, nu a putut să accepte să stea în aceste limite, sub nicio formă. A fost un gazetar intransigent, un om care n-a abdicat niciodată de la principiile sale. Prin nimic nu au putut să-l cumpere, n-a avut preț. Geniul neamului acestuia chiar nu a avut preț. Publica, nu că îi ataca pe liberali, pe Brătianu, dar el își permitea să-l atace pe Carol I. Insista prima noastră regină, regina Elisabeta. Scria. A scris mult, Carmen Silva. Era extrem de interesată să-l cunoască pe omul care, v-am spus, încă din contemporaneitate era recunoscut geniul. Poporul acesta a reacționat. L-au iubit de la început pe Eminescu. Eminescu era altceva. Cum să-l atragă, cum să-l aducă în proiectele sale culturale? Păi insistăm la Maiorescu. Maiorescu insistă și în cele din urmă ajunge și Eminescu la palat. Și a fost o prezență tacitună. Nu vorbea regina însăși. Să ne gândim așa, noi să ne punem această postură, îl servește pe Eminescu. Eminescu, murdar de tuși pe mâini, de la ziarul său, Timpul, tot regina rupe tăcerea. Și îl întreabă, domnule Eminescu, cum scrieți dumneavoastră poezie? Prima oară când ridică ochii din pământ. Majestate, eu scriu cum cad frunzele din copac. Așa scrie Eminescu. Din câte știm, frunza cade din copac ca un semn al morții. Fiecare cuvânt scris de Eminescu este un semn al combustiei interioare, al arderii sale. Pentru că, tocmai am spus, nu? Poate până la 33 de ani a scris foarte mult, a fost lăsat să scrie Eminescu. Și iată, cântăresc 50 de kilograme acele manuscrise pe care, prin grija Academiei Române, astăzi avem posibilitatea să le consultăm și să-l cunoaștem pe adevăratul Eminescu. Să cunoaștem monumentala sau operă, nu numai poetul, de altfel, un poet pe care nimeni nu poate să ne-l confiște. A fost tradus în peste 60 de limbi. Mai mult decât atât. La 100 de ani de la moartea sa, UNESCO, așadar în 1989, îl numește acest an, da, al poetului internațional Eminescu. La fel și în anul 2000, a fost numit în anul 2000 poetul anului. Luceafărul. Poemul acesta de 98 de strofe. Știți cât timp i-a luat lui Eminescu ca să-l conceapă? Aproape 10 ani. Sute de variante. Peste 3000 de modificări. Și culmea este că ne impresionează prin naturalețe. Când citești interpretările, Doamne, și câte interpretări, și descoperi că sufirescul acesta se află filozofia antică, păi de la Heraclit până la Platon. Romanticii, Arthur Schopenhauer, Hegel, Immanuel Kant, până și filozofia budistă, găsim acolo accente. Ei, și toate acestea se topesc în exprimarea atât de firească, care sună
că de-aia poporul a reacționat. Bine, sună popular. Eminescu, prima școală a lui Eminescu, a fost versul popular. Ați auzit acum, iar versuri absolut intraductibile, cum să traduci și să simtă o altă nație. Ce simțim noi când auzim? Nu credeam să învăț a muri vreodată. Răsfoind prin volumele Academiei, el a fost și un culegător de vers popular. Că nu a fost așa o informație pe care am aruncat-o. De altfel, 3 ani de zile, în calitate de suflor și copist, a colindat această țară, o cunoștea, o simțea, o drămuia. Printre versurile pe care le găsim chiar de mai multe ori, populare, pe care le puteți să avem așa, suferă și pătimește ca să auzi iarba cum crește. Păi cine a avut de iarba cum crește? De poporul român a avut. Pentru că poporul român, mai mult decât orice alt popor, a primit această lecție a suferinței. Poporul român, mai mult decât orice alt popor, a știut să facă din codru frate. Pentru că trebuia să se retragă acolo. Noi am avut haiducii noștri. Vedeți, am fost înconjurați de acești coloși, aceste imperii. Și cu toate astea, noi nu ne-am înrăit. Este proverbială, e cunoscută ospitalitatea românului. E, toate aceste calități ale poporului român le găsim în opera eminesciană. E mult mai ușor să descoperim cât de mult și-a iubit poporul în gazetăria sau unde lucrurile erau spuse negru pe alb. Nu, în dragostea lui față de popor, milita și nu ținea cont de adversarul pe care îl avea în față și mai ales de greutatea acelui adversar. Da? Așa cum am spus. Eminescu era în stare să oferă o replică acidă regelui, reginei și altor lideri politici. Drătianu, inclusiv liderilor Partidului Conservator care îl susțineau. Da, am pornit de la Luceafăru și spuneam că în aceste 98 de strofe, da, care reprezintă de altfel un periplu prin filozofia antică, da, și universală, regăsim, de fapt, matricea spirituală a acestui neam. Este cunoscut și faptul că a versificat cele două basme culese de Chiuniș, da, care stau la geneza Luceafărului. Ei, acest poem, ca să vorbim despre universalitatea versului eminescian, care iată stă sub orice echivoc, a fost omologat de către Guinness Book of Records drept cel mai lung poem de dragoste. De ce mai este universal Eminescu? De ce atunci când a spus Mircea Eliade că ne-a condamnat la eternitate, dar nu avem cum să nu fim de acord cu el. Pentru că Eminescu, deși există medii, chiar medii, da, nu numai persoane, care vorbesc despre, despre ateul Eminescu, a știut foarte bine care sunt adevăratele cărămizi pe care trebuie să se întemeieze idealul național, idealul unificării naționale. Pentru că atunci când vorbim despre Eminescu și discursul dumneavoastră a cuprins foarte clar aceste lucruri, vorbim de un adevărat precursor identitar al Marii Uniri. Atacurile asupra oamenilor care ocupau
politica vremii de vârf a vremii erau legate în special de aceste compromisuri pe care le făceau. A fost extrem de supărat în urma războiului de independență, războiului ruso-turc, pe acele compromisuri. Păi cum adică să pierdem Basarabia? Da! Tot facem anul acesta 140 de ani de la reintegrarea Dobrogei în patria mamă. Dar nu trebuie să pierdem? Păi noi am intrat de partea rușilor. Cum să pierdem? De ce înainte nu s-a semnat? Și-a dat seama tratatul pe care l-au semnat a fost secret. Cu siguranță Petre Car, care era atunci ministrul de externe, cunoștea aceste lucruri. Sigur că s-au ferit de Eminescu cel cu gură mare, dacă știau exact ce se va întâmpla. Dar asta nu înseamnă că aveau cum să se ferească de geniul său. Iar el scria. El scria despre aceste lucruri. De asta ne permitem să vedem în Eminescu, da, un precursor identitar al Marii Uniri. Pentru că asta a fost. Despre asta a scris. Pentru asta a militat. Eminescu este etern pentru că știa că biserica este principala armă în lupta pentru unificarea națională. Exact așa o spune. Biserica lui Mateiu Basarab și a lui Varlaam, maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbei, este principala armă în lupta pentru unificarea națională. Era extrem de supărat. Aici corespundea ideologiei conservatoare pe cei care importau formele fără fond, pe cei care strică limba. Vin cu frazeologie străină, cuvinte care dăunează limbii noastre. Nu vedeți cu câtă grijă omul acesta care s-a dus Viena, Berlin, da, la Facultatea de Filozofie și Drept, de asta avea un discurs atât de aplicat. A fost un sociolog înainte să afară sociologia. Termenul de patologie socială este pentru prima dată folosit de Eminescu. El este acela care observă patologia socială a noastră, a păturei conducătoare, pe care o analizează și obiciuiește, să știți, cu o vehemență și un curaj nebun. Că tot a dus-i până această etichetă. Așadar, Eminescu și-a înscris opera sa în marca spiritualității românești și în marca tradiției. Și când vorbesc de marca tradiției, nu vorbesc de marca tradiționalismului, ăla vetust. Nu, vorbesc despre tradiție care înseamnă înscrierea într-un transcendent. Ori asta înseamnă eternitate. Eminescu este acela care ne lasă cea mai frumoasă lecție de românism. Dacă facem abstracție de opera sa, să ne gândim la cum a viețuit acest om. Ce avere avea Eminescu? Un geam întan cu cărți, apoi cu propriile manuscrise pe care tot căra după el. Și în ultima scrisoare pe care o adresează lui Eminescu, asta-i ce? Să-i dea manuscrisele ca să nu pornească de la zero. Aceasta a fost averea pe care ne-a lăsat-o nouă acum, această zestre spirituală. Eminescu a făcut o alegere. Noi putem viețui cu toții, dar putem să trăim pentru a avea. Și consumismul poate că este și mai bine cunoscut în epoca noastră decât era în vremea lui.
deși el vorbea atunci de un consumism și despre efectele lui, da? Spunea că acesta ucide sufletele. Nu a mers pe această cale. Sigur, putem să trăim și pentru a fi. Și e foarte bine. Dar Eminescu ne învață să trăim într-o înviere. Eminescu a fost acela care nu a făcut niciun compromis oamenilor politici, care nu s-a lăsat cumpărat niciodată. Și a subordonat toată existența unor principii pe care le-a slăbit, le-a servit până la capăt. Cum sfârșește Eminescu? Ucis de un nebun. Ei da. Iată ce lecție de modestie ne lasă această personalitate care este chintesența românismului nostru. Mulțumesc! Mulțumesc.